Călin Popa, iar astăzi vom vorbi despre anevrismul de aortă. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Domnule doctor, pentru început aș vrea să vă întreb ce este acela un anevrism? O dilatare. Aorta își pierde calibru normal, se dilată și noi numim asta un anevrism. Și poate fi de mai multe feluri? Da, sigur că da. Sigur că există diverse clasificări în funcție de ce urmărim cu anevrismul respectiv. Dacă vrem să știm originea, el are mai multe origini, să zic așa, aterosclerotic, congenital, boli genetice care stau în spatele dezvoltării unui anevrism. Sau, dacă vorbim de locul unde se dezvoltă, pe segmentul respectiv, aorta ascendentă, aorta abdominală. Dar anevrismul poate fi și cerebral, nu? Adică sunt mai multe tipuri de anevrism. Da, știu da. Asta pentru că, din păcate, tatăl meu a suferit un astfel de anevrism și, mă rog, da, a fost în principiu, orice arteră din corpul omului poate suferi un anevrism. Unele dintre cele mai periculoase, ascunse și care se manifestă cel mai urât este anevrismul cerebral. Dar haideți să vorbim despre anevrismul de aortă, că l-ați menționat mai devreme. Ce este mai exact? Este o dilatare a unuia sau mai multor segmente ale aortei. Aorta este cel mai important vas din corpul omului, pornește de la inimă, merge, se răsfrânge undeva la baza gâtului și merge în jos, dând artere colaterale pentru toate organele din corp. Deci este deosebit de importantă aorta. Sigur că da, e cel mai mare. Distribuirea sângelui. E practic un distribuitor de sânge. E țeava principală. Țeava principală, e conducta principală. Conducta principală. Da. Domnule doctor, care sunt simptomele unui astfel de anevrism de aorta? Sunt foarte nespecifice. Pe măsură ce se dezvoltă anevrismul, noi practic nu avem simptome care să ne ducă cu gândul la faptul că se dilată aorta. În schimb, în momentul în care s-a dilatat suficient cât să producă modificări în jur, când își face loc anevrismul între diverse organe sau stă să se rupă în momentul când aorta s-a dilatat foarte mult, ea se poate rupe, atunci apar simptomele. Altfel, există o simptomatologie care ne poate împinge la orele, de exemplu, dacă se dilată într-un loc unde tracționează un nerv care ne schimbă vocea, da. Atunci mergem la orelist. Orelistul constată că nu e de competența lui, dar ne trimite acolo unde o investigație poate să releve un anevrism. Adică la un medic cardiolog? La un... sau radiolog. Sau radiolog. Sau radiolog. Da. Haide să-i facem o investigație care e specifică aortei, de exemplu. Este angio-CT-ul aortic, angiografia computer tomografică. Dar care poate să fie cauza? Ce poate să declanșeze un anevrism de aortă? Ateroscleroza. Este cea mai frecventă cauză. Este una din cele mai cunoscute cauze. Este cea care este responsabilă sau de depuneri care obstruează lumenul vaselor, dar în același timp ateroscleroza poate să fragilizeze peretele vaselor și atunci se produce exact opusul înfundării, dilatarea. Cum se pune acest diagnostic? Cum v-am spus, angiografia computer tomografică este metoda cea mai importantă. Ea ne dă relații despre existența anevrismului, dar și informații care ne ajută foarte mult în tratament. Locul unde este dezvoltat anevrismul, ce organe implică sau modifică, ce tratament putem să îi aplicăm, ce operație, endoprotezare, sunt mai multe soluții de tratament. Acum că ne-ați spus lucrurile astea, noi ne gândim, poate și din ceea ce știm din trecut, că anevrismul ar putea să fie o boală a adulților la vârsta a doua. E adevărat sau se manifestă ea și da, la tineri? În mare parte e adevărat. Să zicem 60-70% este vorba de așa ceva, dar există și alte cauze.
care pot să determine apariția unor anevrisme la tineri. Sunt niște boli genetice, boli structurale, în care există o sărăcie de țesut conjunctiv, genetic, determinată genetic. Este acel țesutul conjunctiv, este un fel de liant al celulelor, un fel de mortar, dacă e să vizualizăm un pic. Și atunci, în momentul în care se găsește foarte puțin liant, foarte puțin mortar între celule, ele devin instabile. Și un organ cum e aorta, care e supusă unor presiuni mari și constante, se poate dilata din această cauză. Putem să moștenim această patologie? Dacă e vorba despre un anevrism determinat genetic, da. Deci... se poate. Deci există posibilitatea asta. Există. Din nefericire, manifestarea unui astfel de anevrism se produce foarte devreme, de multe ori în adolescență, ceea ce presupune o urgență cumva de tratament. Noi trebuie să știm că bolnavul respectiv are acea boală genetică, știind că are acea boală genetică, să ne dăm seama că trebuie să investigăm aorta, pentru că e foarte posibil ca ea să se dilate. Și atunci trebuie să acționăm înainte ca dilatarea respectivă să producă daune importante, da. Pentru că daunele sunt ruptura, ceea ce e fatal, sau disecția de aortă. Vasul aorta are mai multe straturi. Și disecția de aortă înseamnă că se rupe unul din straturi, stratul interior, iar sângele, presiunea sângelui face să se disloce straturile respective, să progreseze în jos și să obstrueze vasele care au destinație pentru diverse organe. Dar dacă eu am 45 de ani, dacă mă duc și îmi fac o investigație, îmi fac o ecografie cardiologică, se poate vedea acolo, există vreo marcă care să-mi arate cam o... mi se poate întâmpla asta? Trebuie neapărat să facă acea investigație de care ați spus dumneavoastră? Da, acum eu v-aș putea da în scris că la vârsta dumneavoastră nu o să... Doamne ajută, dar asta voiam să știu, pentru că sunt niște analize pe care orice om ar trebui să și le facă. La o ecografie cardiacă simplă, transtoracică, cea mai uzitată, da. nu se poate diagnostica decât eventual un anevrism de aortă ascendentă, aorta, segmentul de aortă care pleacă de la inimă. Oricum e un semnal de alarmă, adică poți vedea că există oarece probleme. Există semnale și în investigațiile de fapt, clasice. Asta, de fapt există un cortegiu de semne care te duc cu gândul că bolnavul poate fi afectat de o boală cardiovasculară. Am înțeles. Și atunci în cadrul acestor boli se pot face niște investigații care să diagnosticeze. Cât de important este stilul de viață? Foarte important, pentru că există factori de risc care duc la apariția acestor anevrisme. Dacă nu duc la apariția acestor anevrisme, duc la ateroscleroză, care înfundă vasele. Deci, oricum ar fi, noi trebuie să evităm factorii de risc, care sunt fumatul, sedentarismul, dislipidemiile, diabetul. Să ne traduceți la dislipidemie. Modificarea procentului de grăsim din sânge, vă rog să mă scuzați. Numai că și colegii cu acel colesterol, acel colesterol de care se teme toată lumea. Da? Da. Da, da, da. Deci stilul de viață, ca de obicei. Cu cât avem mai multă grijă de noi, cu atât corpul rezistă. Exact. Da, iar acești factori de risc acționează și singur. Deci e de ajuns să fii diabetic, de exemplu, ca să se întâmple evoluția unui proces aterosclerotic. Dar cu cât factorii de risc acționează simultan mai mulți, cu atât e mai probabil să se producă o boală cardiovasculară. Vă mulțumim frumos, domnule doctor Călin Popa. Eu vă mulțumesc. Ce discuție importantă. Super interesantă. O să o continuăm și cu siguranță de vă mai întâlni, dar haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne...